Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube Maria Olar Oficial. Astăzi îți voi prezenta din nou un complex de exerciții pentru zona toracală a spatelui. Am făcut nu de mult un complex de exerciții pe scaun, dar vreau să mă asigur că le voi cuprinde pe toate, așadar astăzi îți voi arăta câteva exerciții la salteluță și vom începe mai întâi de toate sprijin, palme și genunchi, în termeni mai sofisticați, în patrupedie. Bun, ridicăm brațul. Unele exerciții vor fi mai dinamice, altele mai statice. Stai să mă descalz pentru că vreau să mă simt mult mai confortabil. E foarte important să vă simțiți relaxați în general când lucrați pe saltea. Mai bine să lucrați cu picioarele goale. Și continuăm. Brațul plin înainte, sus. Abdomenul strâns, încercăm să nu ne mișcăm, da? Lucrăm doar cu brațul, bazinul rămâne pe loc. Perfect. Acum palma la ceafă și mă întorc. Am să fac 4 pe o parte și 4 în cealaltă parte. Schimbăm. Atenție, nu forța. Faci cât îți permite pregătirea sau mobilitatea, flexibilitatea și așa mai departe. Acum aș vrea să alternăm. O dată cu una, o dată cu cealaltă. Perfect. Rămânem în aceeași poziție, doar că mutăm palmele din aproape în aproape. Le duci maximum cât poți. Da? Stai acolo. Când ai atins maximum, te pregătești pentru a merge în partea cealaltă. Și stai. Din nou, din aproape în aproape. Neapărat bazinul nu se mișcă. Și ultima. Perfect. Așezăm bazinul pe călcâie, palmele la ceafă. Simulez că aș duce cotul la genunchiul opus. Abdomenul este strâns, da? Palmele la ceafă. Execuția se face destul de lentă, nu ne grăbim, dar eficiența exercițiului este mult mai bună atunci când exercițiile, mai ales pentru afecțiuni în general, sunt executate lent. Perfect! Ne așezăm pe o parte. Pe o parte. Genunchii sunt ușor îndoiți. Sau haide să fie palma la ceafă și duc brațul, genunchii nu se mișcă, da? Și duc brațul spre înapoi și revin. Spre înapoi, urmăresc brațul. Același lucru poți să faci cu palma la ceafă, da? Am făcut direct cu brațul întins, mișcarea este mult mai amplă. Perfect, și schimbăm în partea cealaltă. Hop. Același lucru, genunchi îndoiți, duc brațele, un braț de fapt, și revin. Lateral. După cum ați observat, toate exercițiile a trebuit să fie bazinul fixat, da? să nu se miște. Perfect. Continu, nu mă întorc.
duc brațul, desenez. Las brațul perfect pe covor și înapoi revin și duc și revin sus și prin înapoi revin și ultima și același lucru și în partea cealaltă. Mă desenez semicer. Nu se ridică palma de pe covor. Încercăm și revine lângă cealaltă. Și din nou. Dacă ți este greu, poți palma de jos să o sprijin pe picior. Și ultima. Perfect. Ne așezăm pe spate, culcat dorsal. Sprijin pe tălpi. Palmele sunt față în față, da? Și forfecăm. Odată ridic un braț, un omoplat de pe covor, odată celălalt. Poți să ridici și picioarele, să fie un de 90, trunchi, coapse, gambe. De asemenea, poți să ridici puțin și capul de pe covor. Așezăm. Sunt foarte, foarte multe exerciții, acum sper că am să le cuprind pe toate. Am făcut câteva exerciții mai dinamice. Acum am să te rog să stai în acea poziție. Trage palmele aici, perfect lateral, dar nu mai sus, nu oblic jos, pur și simplu lateral. Brațul este înduit, antebrațul, și încerci, simulezi că ai împinge, că ai împinge în covor, în sol și te relaxezi. Și din nou, trag palmele aici și împing, împing. Stai, 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 stai. Și te relaxezi. Încă o dată și împing, 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 împing. Să simți ca și cum s-ar lipi omoplații. Și ultima. Și împing, și împing. Perfect! Acum, dacă ai un prosop mai mare, îl rulezi. Important e să ai ceva mai gros, da? Îl pui, îl așezi pe saltea și îl așezi exact în zona omoplaților. Și din când în când îl muți mai sus, mai jos, să-ți fie confortabil. Stai acolo și brațele le duci ușor oblic lateral. La început, tot așa, împingi în covor, da? Câteva secunde, după care pur și simplu stai acolo. Stai. Încă o dată. Împingem. Și te relaxezi. Am făcut două repetări din astea. Ducem brațele mai sus. Nu sunt lipite de urechi, da? Sunt ușor oblic lateral, aceeași poveste. Împing, 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 împing și mă relaxez. Stau acolo. Și încă o dată. Împing. Și mă relaxez. Pe final, rămâi așa cum ești și pur și simplu ia-ți răgaz și stai un minut în fiecare poziție. Mai întâi aici, după care cu brațele mai sus și apoi și mai sus. De asemenea, poți să-ți muți
prosopul, ce ai tu acasă, mai, din ce în ce mai sus, mai sus, și să stai în fiecare poziție 30 de secunde, un minut, cât îți cade bine. Ei bine, asta a fost tot. Perfect antrenament pentru astăzi. Nu uita să dai subscribe la canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Până data viitoare, ai grijă de tine, multă sănătate și toate bune!